conformitate cu prevederea articolului 133, alinea cu 1, 2, litera 100 din articolul 134, alineatul 1, alineatul 3 și alineatul 5, în OG numărul 57, din 3 a 7-a, privind codul administrativ, vă invităm să participați la lucrări de ședințe ordinare a Consiliului Local al Comunei Filipeni, care vor avea loc în ziua de 10, adică astăzi, 10.04.2023, ora 11. Așa, primul punct, aprobarea procesului verbal de ședința Consiliului Local din data de 27.03.2023. Deci, știți toate? Sau sunt la toată lumea a luat cu cunoștință... Toată lumea a luat cunoștință de proces verbal? Nu, da, proces verbal. Întâi supuneți la vot ordinea de zi, dacă mai sunt și alte... Da, supun la ordinea de zi, da. Sunt și alte propuneri? Mai sunt alte propuneri, nu știu eu? Nu. Și de se pierde. Mulțumim. Așa, am citit și punctul numărul 1 la procesul verbal. Cine este, dacă l-a studiat, cine este pentru? Da, mulțumim. Punctul numărul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli și actualizarea listei de investiții pe anul 2023. Inițiator, doamna primară, Ambrozie Veronica. Cine citește? Dumneavoastră. Dumneavoastră din doamna Eugenia. În drum cu bani. Bine, invităm. Așa, susțină. Ia, doamna, și scrieți punctul, doamna Eugenie. Așa, în rectificarea acolo. Ia, doamna, e? Încă nu am pus nimeni, nu am. Da, bine, așa, bine. Tu ți-ai făcut părul, să nu? Eu, cineva care a luat de jos, o să nu vină la voi. Eu știu că și-au scăpat o dinții. Așa. Da. Deci, modificarea pentru astăzi, am profitat pentru că, de fapt, aveam un punct important referitor la un proiect și pentru că era ședință, am considerat să mai introduc acest punct nou. Este nevoie de, de un motofierăstrău. Deci, singura modificare a acestui buget este 5.000 de lei. Adică nu putem, nu pot 4.000 sau 3.700 sau 2.800, 5.000 de lei pentru achiziționarea unui motofierăstrău. Deci este singura modificare. Înseamnă drujbă? Da, da, de o capacitate mai mare. Deci la venituri, la venituri, conform situației din trezorerie, am 5.000 de lei în plus la alte impozit, la alte taxe, 18 cont, 18.500. Deci la venituri 5.000 de lei, la cheltuieli lista de investiții care se modifică cu acest 5.000 de lei. Deci la modificarea bugetului pentru ziua de astăzi este singura influență. La acest punct, asta este singura, dacă, singura influență care se supune modifică aprobării dumneavoastră. Ceva discuții? Da? Nu. Referitor? Nu? Atunci suntem la vot. Cine ți-i pierde? Da, vă mulțumim, doamna Eugenia. Să zicem la punctul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor legate... Conform OG 64. Aici este vorba despre proiectul derulat prin AFIR, rețea de iluminat public stradal, proiect încheiat. Avem influențe conform OG 64 cu modificări la prețurile de cost a materialelor de construcții. Această influență la acest proiect este de 27.059,40 de bani plus TVA, aproximativ de 27.32.00 lei. Este singura, asta este influența la acest
proiect de hotărâre. În total au fost 341. 341, da. Bugetul inițial a fost de 308.878, aproximativ, acum va fi de 341. Da. Deci influența de 32.000. Conform OGE 64, de cei care, deci această ordonanță, această ordonanță, deci, cum să spun, televiziunea. În această ordonanță se aplică o formulă, deci așa sunt verificați. Formula este o formulă suficient de amplă și de laborioasă, aceea se aplică acest coeficient, acea sumă, deci nu sunt sume pe care le stabilește cineva pentru că se dă jos. Orice verificare din partea firului, porți și alți finanțatori se dă jos. Deci, asta este influența, 27.059 lei. Pentru acest moment. Ia, se pune la vot sau mai adresat? Da. Discuții pe pagina... Dacă sunt, dacă nu... Este executat, funcționează. Da, este și executat, da. Apoi nu știu să dăm. Ce să mai dăm? Așa, dăm... Ținem la punctul 4, proiect de hotărâre privind respingerea modificării ajustării tariflor aprobate de către SC compania Rompress Service, PSA, către OAT, pentru partea contractului de concesiune prin delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale de județul Bacău. Așa, inițiator, doamna primară. Dacă nu, ce filmă? Dar ce să... Conectare selectivă. Simbolul de preț, nu? Da. Domnul Romeo nu s-a ocupat. Aș putea nici timp. Când mai am niște... niște probleme, aș fi plecat, dar am aici niște probleme vis-a-vis de precizări cu naveta pentru cadrele didactice. Și o cerere de la Banu Violeta. Da, probabil la diversă. Deci, întâmplă din Consiliul de Administrație al Școlii, în cetățeale Comuna Filipești, fac parte și doi consilieri locali. Doamna contabilă a sesizat un aspect al inadvertenței și vrea să-l supună spre analiză, discuție, dar și spre știință. Dar numai și spre știință, astfel încât în consiliile de administrație, adică să fie susținut argumentat. Mă rog. Am vorbit cu doamna secretar, cu doamna director și despre ce este vorba. Deci persoanele care au locuințe, articolul 5, parte 169. Că pe 7-a 4-a am avut un proces cu AT Comuna Filipeni, a fost dată în judecată pentru neplata o anumitor sume. Între timp, până s-a deschis procesul pe rol, adică timp în care UAT a achitat aceste sume. Da. Dar procesul a durat un an și ceva. Din puteți citi acolo, când a fost deschis și s-a încheiat săptămâna trecută. Pe 7-4 am primit hotărâri. În 2021 s-a deschis și s-a încheiat săptămâna trecută un proces cu cadrele didactice. Pe două, da, din 2017-2021 asupra... Așa, și s-a încheiat pe 7-4-2023. Citiți articolul 5, că spune cum se face decontarea deci, hotărârea de către... Dar cine deschis procesul? Mă interesează. Cine inițiază? Cine inițiază? Puteți citi, doamnă. Așa. Sindicatul Liber din Învățământul Județului Bacău, cu sediul în municipiul Bacău, numele membrilor de sindicat, Jurebi, Ioana, Emilia, Hurmuzache, Lăcrămeara, Nica, Mădălina, Pradai, Șalina, Puțeanu, Daniel, Tănase, Maria Raluca, Tănase, Codruța. Așa. Printre altele, că nu citim, citesc citim ce spune judecătorul. Indubitabil, reclamații îndeplinesc o primă condiție care este reclamată de articolul 3 din normele aprobate prin HG 569 pe 2015, întrucât aceștia au domiciliu comun în municipiul Bacău, fiind îndreptățiți să beneficieze de decontarea cheltuielilor de navetă, întrucât nu dețin în localitatea unde aceștia își au postul. Deci, cadrele didactice care au locuință pe raza Comunei Filipeni nu se decontează
Deci, dar sunt pe ceilalți, care sunt navetiști. Sau da, navetiști, da, da. Se încadrează numai cei care iar ceilalți nu se încadrează. Am vorbit cu doamna directoare și cu doamna secretar și chiar astăzi am primit ultimul mesaj că primăria trebuie să verifice. Nu este adevărat, pentru că sunteți membri în Consiliul de așa, vă citesc articolul 5 din HG 569. În vederea de contării lunare a cheltuielilor cu efectuarea navetei, Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ analizează cererile pentru asigurarea decontării cheltuielilor cu efectuarea navetei, având în vedere următoarele elemente. Aici se desfășoară. Domnul Merlan, sunteți membru Consiliului de Administrație. Deci mie, doamna directoare, chiar astăzi îmi trimis că primăria, conform HG, primăria, eu deja am sesizat știind aceste lucruri, de asta le-am și spus dumneavoastră. Printre altă, zic, domnule, în afară de asta trebuie noi, deci facem prin scris, la impozite, la registrul agricol, avem tot în spate, iar dumneavoastră mai printre altele trebuiau să mai ceară o declarație pentru o răspundere. Și zic, doamna directoare, dacă ați cerut, nu, că doamna Codruța zice, mă rog, discuții care nu au sens, important e că dumneavoastră trebuie aveți. Dar spuneți, a zis, cum a spus doamna secretară, că nu vor să dea declarații. Că nu vor, exact ce v-am zis, că nu are timp că doamna Codruța, că nu are timp să lasă că nu există, dar nu se înregistrează. Îi refuzi documentația. În momentul de față, Filipeni. Are apart casă. Mă mire că acum ați descoperit legea lui de acum. Nu, eu n-am descoperit. Discuția asta mai am avut-o. Dar asta de legea, de când rău asta. De comicinșa. Dar eu discuția asta am avut-o și anul trecut și în celălalt anul. Dar dacă cineva are casă și aici la Bacău, cum sunt? Preexistă, scrieți în legea, locuințe, nu sunt domiciliu. Nu, dacă ai dată locuințe. Ai locuințe în localitate în care ai școală, ai un zeci cai, la revedere. Sunt trei case didactice, care să știe cine. Dar întrebarea mea era așa. Ne-am avut discuțiile astea și mai de mult. Discuțiile. E legea 1. Am fost o modificare. Am mai fost o modificare. Ei, știu. Dar întrebarea era atunci, ce se înțelege prin localitate de domiciliu și localitatea școlii? Legea 351. Deci localitate se poate înțelege. Fii dintr-o comună în alta, dar fii din sat în sat. Prin legea 351, pe remanajarea fost teritoriului. Deci s-a întâmplat localitatea. Deci, nu, tu ați cu motivarea unei curse de conturi care a venit în 2016 și știi deci, dar, normal, în legea 351, amenajarea domeniul public, așa spune într-un clar, că localitatea se poate să înțelege, dar numele de aplicare nu știu, se poate înțelege și din comună în comună, dar și din sat. Deci, această problemă deja cade, proiectul este problema cu proprietatea. Ești proprietar. Și acum mai este o situație, dar de exemplu, chiar dintr-un sat componit al comunii și ai mijlocul școlar și mai puțin două ori, trebuie să încadrezi mijlocul școlar. Primesc de cont pentru transport. Ce l-am auzit? Locuiesc, deci locuiesc în Fruntești și au serviciu în Filipeni sau la Mărăști. Primesc cheltuielile de transport. Păi nu trebuie, proprietar pe raza comunii. Deci, da, dețin pe raza comunii. Nu. Deci nu spune raza comunii. În localitate. În localitate. Deci localitate nu trebuie. Dar școala gimnazială Filipeni, școala gimnazială Filipeni îi este arodat Fruntești, Mărăști, Brad, Bălaia, structuri, da? Nu, păi dar nu am zis de persoane care sunt acolo și lucrează acolo. Nu, dar dacă stai... Nu vorbim în particular. Nu, vorbim de cele care lucrează păi, în Fruntești adică... sau în Mărăști. Și lucrează la Filipeni. Sau cum faci doamna Pușpuci, de la Filipeni, la Valea Bosca. Normal, stați cu până, nu-i sunt recontrați pe nu? Nu, 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 ești în ordine, în ordine, ești undeva care spune dacă mai puțin de două ori. Dacă microbusul școlar merge în sensul ăla și el nu așteaptă mai mult de două ori, păi deci poate merge cu microbusul școlar. Deci nu se depăte așa. Nu. Da, bun. S-a rămurit. Deci s-a rămurit să fiți și dumneavoastră. Aici vreau să vă spunem, stimați membri în Consiliul de Administrație, având în vedere hotărârea judecătorească, având în vedere legea, articolul care vi-l spune doamna contabilă, trebuie, adică vă revine sarcina, este acolo un articol. Consiliul de Administrație răspunde de legalitate. Da. Aprobă sau nu aprobă naveta? Nu face verificarea primăria. Făcea la un moment dat, da? Acum e Consiliul de Administrație. Da.
Așa, mai sunt încă două probleme, dar probabil la diversă. Eu am mai multe probleme și dacă vreți. Primim de la Fundația ICON din 1995 pentru comunitate, spun dumnealor. Vă rugăm să aveți bunăvoința de a analiza cazul social al familiei Banu, Cornel și Violeta, care doresc, zice așa, s-a constatat că metoda miofibrotomia, care a dat rezultate în alte cazuri similare, oferă o șansă de îmbunătățire a calității vieții și în acest caz. Iar acum este o oportunitate, fiindcă specialiști din Federația Rusă, mie asta îmi place, din Federația Rusă, care aplică metoda în lume de aproape 20 de ani, vin să opereze mai aproape de România, la Chișinău, Republica Moldova. Și doresc să... această fundație dorește prin niște conturi, prin intermediari direct, să sponsorizăm familia Banu Cornel cu 2600 de euro. La cât atât costă operația? 2600 de euro. La clinica Teramed, Chișinău, Republica Moldova. Da, da. Deci e greu să... Adică am mai multe de spus, dar iar... Și acum, cât vă gândiți, revin la cealaltă problemă care la... În fața dumneavoastră am fost acuzată de domnul Olariu cu două cuvinte extraordinar de grele care nu m-au lăsat să trăiesc. Deci, apropo de aceste familii tinere pe care Dumnezeu vrea să vă dea sănătate, că aveți putere să dați bani. E foarte frumos din partea dumneavoastră. Acum partea mea care o susțin, așa, acasă în Clinicușor avem o înștiințare de plată, această familie tânără de care vrem să vină la noi în comună, în acest moment are 15.177 de lei amenzi. Așa, familie tânără și bună. Ajutată. Știți cum e situația? Care, deci, că degenerează, nu știu cine vrea ca neamul ăsta să degenereze, nu știu de ce. Nu cred că vrea cineva să aibă vecini din ăștia care stau, nu te poți odihni, scandaluri, fură, că de asta nu știu care de acolo și-o vândut familie nouă, tânără, și-o vândut din cauza lor. Și deci să nu spuneți că sunt rasistă sau nazistă, că m-a durut extraordinar de tare. Da, cum o să vorbesc eu, da? Nu am zis. Deci ați înțeles ideea mea. Doar știind ce fel de oameni sunt, în rest, nu mă interesează, pot să fie și cu coarne, da? Nu va să fie normal. Am apus să vorbesc și eu, da? Da, nu știu dacă justific trecutul cu cuiva să judecăm. Noi la 20 de ani, dacă are ce știu, asta înseamnă că nu e o lipsă bună și ne va face probleme. Doamne, nu fă de probleme, știți că ai face probleme, nu le fac. Probleme și să ți le fac, de fapt aia care iau miliarde, sute de miliarde, și aia, România nu o să răci din cauza lor. Mai mult fac gălăgii decât ăștia care îți dau tune de milioane de euro, ăștia o să răci. Dacă vină, dacă am vecini din ăștia care nu mă lasă, nu pot pleca din curte, că mi-intră sau îmi fac cine știe ce, nu mă mai interesează ce mi-a făcut Cioacă, Năstase sau cine mai conduce, Iohannis. Cel mai rău este vecinul. Acolo trebuie să fie. Mă interesează pe plan local ce se întâmplă. Pe plan local mă interesează. Da, îți pot vorbi și eu? Da. Pot? Dar pare foarte rău că ați trimis așa niște cuvinte. Nu-mi pare rău niciun cuvânt, vă spun sincer. Știți care e situația? Nu vreau să vorbesc de cum se cheltuie banii publici, nu la comuna Filipe, în toate comunile și în toate instituțiile publice. Aici vorbim de faptul că vecinul îți dă în cap. Dacă pleci la trecutul unui om, să dai să-l judeci ce trecutul a avut un om. Păi știți cum știți care putere de a se schimba? Știți câtă hară pe cruce s-au mântuit ultima clipă? Și-au făcut păcate foarte mult. De ce? Când trebuie să încep, așa că o făcut ce-o făcut. O făcut și omul și-o cunoaște faptul. Prima dată să vă spun ceva, domnule Mărescu, să vezi. Domnule, da, dovadă că s-au schimbat e faptul că au avut copiii luați de stat. Nu în România, în Anglia. S-a dus, a muncit cu soția sa, a cumpărat casa aia, s-a dus să-și dobândească copiii, ceea ce mulți nu fac lucrul ăsta,
și a venit o nevastă pe aici, eu am făcut casă, da. Să știți care e situația de felicitate, este Dorinel este mai vrednic ca mulți din comuna Filipeni care au fost în stare în viața lor să cumpere o casă și Dorinel fiind ajutat acum de oameni din afara comunității, va reuși și își va face casă și nu are nevoie de ajutorul nimănui. Vrem, eu îl felicit pentru lucrul ăsta. Pentru că așa cum a fost el, defavorizat, a fost în stare să-și cumpere o casă, este în stare să-și o iarăși o repară, să-și pune acoperiș, au fost oameni de la Timișoara, au fost donatori și din care lucrează în comună și stau de afară din comună, nu stau oameni, dar totuși se plătească și amenzi. Nu lăsa acolo amenzi, știți? Nu, ăștia la trebuie, nu? Nu, e bine, dar cu șezonul. Cu șezonul și are nevoie și din mărtimărea minimoasă, lasă-l cu ferestrăie și datele să-i folosească care e. Asistența socială ajunge să degenereze acest neam. Sunt doamne, oameni care lucrează cu minimul pe economie și abia au ce ține copii la școală. Da. În schimb, asistența socială e o mafie. Dorina casa lui doamna primar, de când o uitați în comuna Filipeni și o lua casă, are o formă de ajutor social ceva? O mafie. Are ceva? Da. Așa m-a ajutat. Are ceva? Deci îmi dați părinți soliții ceva? Așa. Afară de ce acum? Da, nu. Vrem să spunem că el este o, deci este o familie tânără. Da. Intră pe familiile tinere, dacă deci ei trebuie ajutați să se integreze în câmpul muncii. Aceasta este politica. Cei care, dacă nu se pot integra în câmpul muncii, că nu au școală, nu număr de 8 clase, sau ce deci, să facă școală, nu? Deci poate să facă, deci ei să sprijiniți, să se integreze în sistemul de învățământ. Doamna primar, acum s-au scris la școală să-și puteți studii. Nu cunosc, probabil. Adică la un moment dat... Nu, are o școală, o șeie cultură. Nu, am avut păcate multe, am avut păcate multe. Am greșit. Erau vreo 37 de persoane care au fost niște bune, dacă nu v-aș înapoi. Deci toți au fost contactați să se înscrie pentru a finaliza 8 clase. Îți mai bune din comun care duci și strică toate pădurile și fură pădurile de oameni și duc la... Noi tot la fel o facem. Și matricula internațională au fost pregătiți. Deci am mai sprijinit sesiunea lăcioare și au fost integrați în câmpul muncii. Știți ce mă gândește cu asistența socială? Integrarea în câmpul muncii. Asistența socială, asistența socială, școala și văd că... Nu, tu politicienii noștri, dar și da. Asta e toată educația și asistența socială. Un copil ar fost copil, deci nu știți povestea. A fost copil, un copil negăjit, din clasa a 4-a a fost obligat să ducă să muncească, să fie sclav. Și-am ajutat-o pe maică-sa. Și-a fost plecat, doamne. Și-am ajutat-o pe maică-sa, care a făcut ce? Și maică-sa vrednică, știți mama lor, de ce o am venit întotdeauna? Venea protecția copilului acasă să-i facă control, stătea într-o singură cameră, era impecabil. Avea mâncare la copii, văruia, spăla, copiii vineau cu ras la școală. A fost monitorizat și în șoarea lui. Dar tot prin asistența socială a sprijinit-o, deși i-a luat... Dar l-a avut păcate! Nu știu care, la 14-15 ani să faci copii și la 30 de ani să ai 7 copii. Mai greșesc. Fiecare. Asta e situația. Poate o trebuie într-o viață. Ai câți copii are? Nu știu, dar are mulți copii. Ce ne... Ăsta are 3 ani. Tu s-au muncit, au muncit pentru mâncarea copilului. E foarte greu. Femeie singură, zici să muncești o zi întreagă numai să-ți dea mâncare ca să-ți rănești copiii. Dacă muncea, nu mai făcea atâția copii. Au fost prijiniți. Au fost prijiniți, erau obosite. Erau obosite. Cine e obosit, nu mai face atâția copii. La un moment dat, dar acum cred că s-a liniștit, dacă toți suntem asta, deci ei, Direcția Socială și Protecția Copilului, au avut un rol foarte important în a-i pune în ordine. Pentru că la un moment dat, acest băiat, nu știu cum rămâne, avea două, când am fost, avea două fete minore și ambele însărcinate, una din parincea. Ei, totuși prin legea SPC, prin consilierii, au înțeles ce înseamnă familie, ce înseamnă o anumită ordine. Ne-au venit și domnul primar de la parincea și au luat minora cealaltă, adică trebuie să înțeleagă și un curs normal al vieții. Și au, într-adevăr, dar zic că pe un front comun. Da. Deci mulți l-au judecat, dar n-au discutat cu el. Asta e doar. Pot să spun că judecat, pentru că de la DGASPC au venit cu psihologi, cu asta, deci s-au discutat. Deci, dar nu vorbim de exterior, nu vorbim de oameni exterior. Dar nu vorbim de anchetele, care au fost și monitorizarea. De pe plan local au fost foarte mult consiliați și sprijiniți. Numai Boboc Doinița, să vă spună, tot ce au schimbat frații în soră la Bacău, toate ajutoarele care au făcut prin Barleta, deci toți s-au dus la aceste familii. De asta.
Deci, se înțelege faptul că atâta cât au fost învățați, au înțeles. Și asta e lucrul omului. Și nu fiecare zi noi facem păcate, greșim. Deci vreau să spun că nouă când au fost ajutați. Au fost ajutați. Și acum, dacă era o durere a unui lor, a fost casă, dar cu doi copii mici. Omul cu două hârtii, nu arunca, doamne, nu putem să-i dăm. Cu totul a răspuns, clar, doamne, nu avem bani. Deci e posibil pe parcurs, iar prin apelurile omului, dar deci, se putem ajuta. Omul atâta voia. Nu răspuns că doamne, nu vă pot ajuta. Nu vă putem ajuta pentru că m-am... Pentru că s-a supus la vot. A fost sprijinită prin... Nu s-a supus la vot. Nu s-a supus la vot. Nu s-a supus la vot. Dar în colaborarea cu asociații și fundații s-a reușit să îi se cumpere această casă. Dar să știți că n-are nevoie, se descurcă singur. Știți că sunt oameni de care nu judecă, vor să ajute, știi, a ajuta e chestii nobile, știți, nu poți să ai orice cine. Dar nu cred că ajuta nimeni. Dumneavoastră nu l-a fost la ședință. Face fost doar o simplă părere personală care am avut voie, am voie să o susțin în fața nimănui. În Norvegia, în Danemarca, din 1700, nu a fost voie. Omul care nu e capabil nu a avut voie, de asta traiul lor este unde este, iar noi atât. Am ajuns să muncim numai pentru sectorul ăsta. Aici era un bravo. Eu susțin. Eu susțin. Mă putem pe la ziua. Dumneavoastră la diverse putea să vă exprimați părerea. Exact, la diverse au fost și nu era părerea și votul dumneavoastră. A fost doar părerea mea știgă pe care o susțin mai am lângă mine niște vecini, apropo de vecini, carul furtem, rupe moară. O intrat în livadă, noi ca pe poartă, mi-a tăiat carul în grădină, carul. O venit, era buruiană, un pic, apropo de că și cu asta plec. Apropo de vecini, că e un calvar. Intră calul cu botul, îmi rupe gardul electric, m-a mâncat porcii, nu vine pe poartă, taie gardul. Îmi azvârle, domnule, deci e foarte greu. Este foarte, pe omul normal a ajuns să suporte niște mizerii din categoria asta de oameni. Nu mai pot înghiți, domnule. De la politic până la ultim. Nu mai pot înghiți atâta nedreptate, dar eu când o să mă duc la fântână, dă calul, nu pot scoate o greată cu apă. Deci cu oamenii ăștia normal m-am supărat. Dar eu când mai trăiesc? Da, domnule, de-aia spus, ce să modifică, ce să... Nu se modifică nimic. Da. Proiectul de hotărâre privește respingerea respingerea sau ajustării tarifelor propuse de către compania Rompres, da? Da. Deci Consiliul Director al SECEA ADIS Bacău da. A propus respingerea acestor modificări propuse de către compania Rompres. Deci prețul de cer scuze, plec. Deci nu se modifică. Deci celălalt de pot citi toate trecută. Nu sunt de acord cu ele. Da, da. Am înțeles. Rămân de schimbat. Da, tu ce să mă... Suntem de acord cu respingerea ei, domnule. Suntem de acord cu respingerea, nu este cu acord. Până la voi. Este formulat. Cum? Suntem de acord cu respingerea modificărilor de rând regula complet. Păi eu m-am obținut odată, tu la trebuie, m-am obținut așa. Mai pentru modificări. Dar faptul cea că te-au fost bune, acum nu-s bune, nu înțeleg. Care au fost logic? Ale nu-s bune. Dar era la fel, nu? Nu era la fel. Dar ce era? Și răspunsul la tot, s-o reîntors la... Și acum cum e? Cum s-a fost? Mai vechi de prețul. Totuși, cum s-a fost la concluzie de a se rămâne la vechiul? Da, tot consiliu. Consiliu director de la ADIS. Deci de la oraș. A, ei au analizat o dată așa și după aia așa. Am înțeles, da. Da, și eu de acord să fiu. Am fost de acord, da? Păi da, nu am văzut în potrivă. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind acordarea diplomelor de fidelitate în favoarea care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă în anul 2023 cu domiciliu în Comuna Filipeni, județul Batoi. Ținător, doamna primar, doamna Rădică. Care sunt persoanele? Nu e nominat. Se aprobă acordarea diplomelor de fidelitate și a unui prim o valoare de 500 de lei familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Depun cerere și locuiesc în comuna Filipinului de Bacău. Prin familie se înțelege sensul prezentei hotărâri, se înțelege soțul și soția aflați în viață la data depunerii cererii, care au o căsnicie de întrerupte timp de 50 de ani, erau 20 de ani. Pentru că...
Apel la beneficiari de prevedere prezente în hotărâri, familie care au împlinit sau vor împlini 50 de ani de căsătorie, neîntreruptă în cursul, vor depune la compartimentul stare civilă și a Comunei Filipei o cerere de îndeplinire următoarei condiții. Fac dovada împlinirii 50 de ani de căsătorie neîntreruptă cu certificat de căsătorie, original sau copie, au domiciliu în Comuna Filipeni, prezintă acte de identitate în original și copie Xerox, au depus cereri și documentele doveditoare în vederea solicitării premiului și a diplomului la compartimentul de stare civilă Filipei, care va întocmi evidențe necesare. Prin centralizarea lor și va verifica dacă persoana beneficiară de premiul de vitalitate în anii anterior. Arte Cotezi aprobă acordarea de la bugetul local, capitolul 51, autorități publice și acțiuni externe, titlul 20 de luni, servicii, asume de 500 de lei. Da. Ați auzit despre ce este vorba? Sunteți de acord? Toată lumea? Aș vrea să fie o propunere, eu propun 1000 de lei. 500 de lei mi se pare puțin, 500 de lei a fost și acum 10 ani. Dacă tot dăm ceva să înțeleagă, frate. Eu am propunerea de 100, de 1000 de lei. Atât ai și la Bacău. Dar eu nu am o propunere așa, dacă știți cum e că, știți care e situația pentru familia care a fost propunerea de revenu sau nu a fost bani, pentru banul Violeta au trecut așa neobservat în fața cealaltă, să nu dăm toți banii și v-am deci, revin, aceste situații, banul Violeta și cu Aca Sandrei, s-au adus la cunoștință. Dumneavoastră nu ați propus nimic, nici da, nici nu. Deci, ca să nu ne pierdem în discuții inutile, luați, acum spuneți, cu ce, cât și următoarea ședință punem în material și băgăm la ce, buget. La banul Violeta? Da. Eu zic, da, așa ar trebui să bană, nu știu cum să dai. Și parcă e un copil care e bătut din Dumnezeu, de soartă, de... Părească Dumnezeu. Nu știu cum ana, o singură dată m-am văzut pe altra, sunt cărți ăștia care ar fi de acolo. Da, soția mea l-a avut 5 ani la clasă. Da, nu știu. Da. Trebuie, acum cred că e o somnă, și mai adără, nu cred că va fi cu vreo operație. Acolo este o situație, nici o operație. Există o șansă, dacă doctorii au spus că există o șansă, da. Speranța, nu știți cum e. Speranța mare ultima. Eu, mie mi-e teamă să nu moară mai repede cu operația la felul în care se prezintă fata, dar mă rog, asta e doar părerea mea. Nu dictăm noi ce-o zis da. Deci acum a stabilit și pentru Aca Sandrei și pentru banul. Au fost doar discuții, hotărârea acum este ca să nu vorbim că cineva e vinovat. Că am spus eu o părere, știți de ce o spun? Pentru că ies la pensie și oricum nu-mi pasă ce spuneți și așa nu mai are nimeni ce să-mi facă, clar? Și am voie să spun cu voce tare părerea mea personală, clar. Inclusiv de banul Violeta, deci și banul rău pe săptămâna mare, inclusiv de banul Violeta am ce spune. Are bani de plătit? Chirie la Bacău? Eu nu-mi permit. Deci mă stai aici să fac economie? Păi doamna, să fie care cu treaba lui, îi spune. Atât, votați ce vreți. Da. Normal. Cum se pune la vot acum? Deci propunerea de 500 și propunerea de 1000. Da. Deci cine este pentru 500? 500. 1000. 2, 5, 6, 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 și nu știți despre ce vorbiți așa în cor, știți? Și chiar dacă la Bacău e 1000 de lei, noi ne comparăm. Nu, dar la mine a fost ca o revoltă. Știți care e situația? Pentru interesele noastre găsim. Dar care interese? Aveți voi trei bătrâni care trebuie să-mi dați dumneavoastră 1000 de lei sau 500 de lei. Pentru că au fost cei care au primit 50 de ani și aveau 53-54 și nu le-ați dat. Când nu au primit 50 de lei, ăla care e cu 53 de ani de căsătorii este mai nevrednic decât ăla cu care a primit 50. Logica logicii. Și în hotărârea care am dat-o noi atunci, prima dată nu am pus hotărârea asta. A fost cel puțin 50 de ani. Și ceilalți care au venit cu 54, cu 55, nu le-ați dat. Adică ăla cu 54 e mai nevrednic ca ăla cu 50. Aia a fost situația. Atât am vrut să spun numai.
interpretează greșit și nu... E, dar mereu e. Punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Comuna Filipeni și Asociația Grup de Activitate Locală Cam Folin de Tutoni. Inițiatorul doamna primarului Cam Rădă. Ce este vorba? Se aprobă încheierea unui acord de parteneriat între Comuna Filipeni și Asociația Grup de Acțiune Locală GAL Colinile Tutovii în vederea înființării Centrului de Zi Colinile Tutovii Punct de Lucru Filipeni în vederea desfășurării de servicii persoanelor aflate în risc de săvârșire și excluziune socială din comunitatea marginalizată din zona rurală și orașe cu populație de până la 20.000 de locuitori prin implementarea de măsuri, operațiuni în, integrate în contextul mecanismului de DLRC, nu știu ce o fi înseamnă, în cod proiect POCU 827 din 5-a 2-a, nu mai știu ce mai scrie aici, așa, nu am încătează, 139-541, în cadrul programului operațional Capital Uman. 2014-2020. Articolul 2 se împotrivește doamna Ambrozie Rodica, primarul Comunei Filipeni, se reprezinte Comuna Filipeni, județul Bacău, în cadrul parteneriatului și se semneze numele și pe seama unității administrative teritoriale Comuna Filipeni. Acordul de parteneriat între Comuna Filipeni și Asociația Grup de Acțiune Local GAL Colinile Tutovii. Articolul 3. Prezenta hotărâre se comunică în termenul legal instituției prefecției. Vă rog, doamna primar, să mai traducă de pe acolo, pentru că nu înțeleg. Este vorba despre grupul de acțiune locală GAL Colinele Tutovei. Au un punct de lucru în prezent la Prăjești. Da. Nu mai obțin autorizația de funcționare pentru că nu îndeplinesc condițiile cerute de lege. Grup sanitar, rampă de acces pentru de persoane cu dizabilități. Iar în cadrul, deci, prin acest acord de parteneriat, pe lângă activitățile la care ne obligăm să participăm, să asigurăm un spațiu, o sală care pentru aceste activități, cu titlu gratuit. Cum avem și parteneriatul cu deja SPC. Activitățile din stânga Sinetului Alegan Colinei Tutovii vor avea loc la Filipeni. Și v-ați gândit unde? Da. Păi tot în centru de zi. Acolo unde a fost servicii. Am înțeles. Un cabinet. Este documente. Altceva ceva de adăugat de... Dacă normal, este să trebuie undeva să știe, nu? Da. Atunci, ce este pentru? Mulțumesc. Ne bucurăm că avem o locație și că putem atrage. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în localitatea Filipeni, județul Bacău. Doamna inițiator, doamna primar, Rodica Ambrăz. Aici puteți să citi. Așa, se aprobă regulamentul privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în localitatea Filipeni, conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă orice alte prevederi normale privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Articolul 3. Prezenta hotărâri se va duce la îndeplinirea de compartimente de specialitate cu atribuții privind avize de control în acest sens din cadrul primăriei Filipeni și a compartimentului poliției locale. Articolul 4. Prezenta hotărâri se comunică în termenul legal instituției prefecturilor județului Bacău în vederea verificării legalității primarului localității Filipeni, direcțiilor, serviciilor, birourilor, compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate a primăriei și va fi dusă la cunoștință publică în condițiile legii. Regulamentul contează. Regulamentul ăsta de sus? Nu, 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 este adică nu este. Adică, esența. Care sunt ideile principale? Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru gestionarea acestor tipuri de deșeuri în condiții de siguranță și protecția mediului, creșterea gradului de valorificare și reciclare a acestora, precum și reducerea cantității și gradului de periculozitate a deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări.
Deșeurile din construcții și demolări sunt deșeuri rezultate din activitatea de construire, renovare, reabilitare, reparare, consolidare, demolare a construcțiilor civile, a construcțiilor industriale, a construcțiilor edilitare, a infrastructurii de transport, precum și activităților de dragare și de colmatare. Articolul 3. Deșeurile care rezultă din locuri de construcții și demolări sunt betoane de ciment, armate sau nearmate, mixturi asfaltice, materiale ceramice sub formă de cărămidă, blocuri ceramice, țiglă, molozi, elemente din beton ușoare, piatră spartă, balast amestecat sau nu, cu pământ, lemn, sticlă, metale, mase plastice, ambalaje de hârtie și carton, ambalaje din material plastic, ambalaje din lemn, etc. Articolul 4. Toate aceste materiale pot fi recuperate, reciclate și refolosite prin tehnologii specifice. Articolul 5. În localitatea de IPN, colectarea, transportul, verificarea și depozitarea acestor tipuri de deșeuri se realizează numai de către operatorii economici autorizați. Articolul 6. Prezent regulament s-a întocmit cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Articolul 2. Termenii și noțiunile utilizate în prezentul regulament se definesc după cum urmează. Colectare, strângerea deșeurilor, inclusiv sortarea și stocarea preliminară a deșeurilor în vederea transportării la o instalație de tratare. Colectare separată. Colectarea în cadrul căreia un flux de deșeuri este păstrat separat în funcție de timpul și natura deșeurilor cu scopul de a facilita valorificarea sau tratarea specifică a acestora. Colector, orice întreprindere, operator economic care desfășoară activitate autorizată de colectare și achiziționează în nume propriu pentru strângerea de deșeuri de la pierți în vederea transportării de la o instalație de tratare. Deșeuri, orice substanță sau obiect pe care deținătorul aruncă, ori are intenția sau obligația să-l arunce. Deșeuri periculoase, deșeuri încadrate generic conform legislației specifice privind regimul deșeuri. În acest tip de categorii de deșeuri din care au cel puțin un constituent sau o proprietate care face din acesta să fie periculoase. Deșeuri din construcții și desfinitorii. Deșeuri provenite din activități de construcție și desfințare. Deșeuri municipale. Deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat de la gospodării, inclusiv hârtie și carton, sticlă, materiale plastice, bidone, lemn, textile, ambalaje, deșeuri din echipamente electrice, electrocasnice, deșeuri din baterii și acumulatori, deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă. Deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse în cadrul în care deșeurile respective și similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere. Deșeurile municipale nu includ deșeuri de producție agricolă, silvicultură, pescuit, fose septice și rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehicule scoase din uz și deșeurile provenite din activități de construcție și desfințe. Deținătorul deșeurilor, producătorul deșeurilor sau persoana fizică ori juridică ce se află în posesie era acestora, depozit. În plasament pentru eliminarea finală a deșeurilor prin depozitare pe sol sau în subteran inclusiv. Spații de depozitare a deșeurilor, adică depozite în care un producător de deșeuri execută propria eliminarea deșeurilor în locul de producere. Suprafața permanent amenajată, adică pentru o perioadă de peste un an, pentru stocarea temporară a deșeurilor. Instalații unde deșeurile sunt descarcerate pentru a permite pregătirea lor în vederea efectuării unui transport ulterior în scopul recuperării, tratării sau urmări finale în alte parte. Eliminare. Orice operator care nu este o operație de valorificare, chiar și în cazul în care un dintre consecințele secundare acestea ar fi recuperate de
substanțe sau de energie, anexa numărul 7 din ordonanța 92 din 2021, privind regimul deșeurilor, stabilește o listă a operatorilor de eliminare, listă care nu este exhaustivă. Gestionarea deșeurilor, colectarea, transportul, verificarea și eliminarea deșeurilor, inclusiv supervizarea acestor operațiuni și întreținerea ulterioară a pasamentelor de eliminare, includ activități întreprinse de un comerciant sau un broker. Pregătirea pentru neutralizare, operațiuni de verificare, curățare sau valorificare prin reparare, prin care produsele sau componentele produselor care au devenit deșeuri sunt pregătite pentru a fi reutilizate fără nicio altă operațiune de pretractare. Măsurile luate ca substanță unui material sau unui produs să devină deșeu, care reduc certificatul de deșeuri, inclusiv prin neutralizarea produselor sau prelungirea duratei de viață acestora. Impact negativ al deșeurilor generate asupra mediului și asupra sănătății populației. Așa. Conținutul de substanțe periculoase și al materialelor subproduselor și produselor. Orice persoană al cărui activități generează deșeuri, producător inițial de deșeuri sau orice persoană care efectuează operațiuni de pretratare, amestecare sau un tip de care duce la modificarea naturii sau a compoziției acestor deșeuri. Orice operațiune de valorificare prin care deșeurile sunt transformate în produse, materiale, substanțe pentru a-și îndeplini funcția lor inițială sau pentru alte scopuri. Aceste includ retratarea materialelor organice, dar nu include valorificarea energetică și conversia în vederea folosirii materialului drept combustibil sau pentru operațiuni de umplere. Operațiunile de valorificare sau eliminare includ pregătirea prealabilă, valorificării sau eliminării. Orice care are drept rezultat principal faptul că deșeurile servesc unui scop util prin înlocuirea altor materiale care ar fi utilizate într-un scop sau faptul că deșeurile sunt pregătite pentru a putea servi scopului respectiv în întreprindere ori în economie, în general, anexa numărul 3 din Ordonanța 92-2021 privind regimul deșeurilor stabilește o listă a operatorilor de valorificare, listă care nu este exhaustivă. Reprezentantul economic autorizat din punct de vedere al protecției mediului care desfășoară activități de colectare, transport, stocare, tratare, valorificare. Gestionarea deșeurilor din construcții și demolări cuprinde etape: colectarea, transportul, tratarea, sortarea, reciclarea, valorificarea, depozitarea finală sau tratarea, eliminarea în cazul deșeurilor periculoase din deșeuri și construcții din demolări. Băi, dar asta se repetă. Trebuie să fim atenți la colectarea selectivă. Există o platformă undeva unde se poate colecta material, deci puncte de lucru, puncte de colectare pentru materiale voluminoase, pentru materiale feroase. Avem acei box paleți la sediul primărie nou, ca și puncte de colectare. Da. Spus la, deci materiale din ceva construcții. Materialele din construcții, împreună cu doamnele de la Garda de Mediu, cu doamna viceprimar și cred că anul trecut a fost și de la urbanism, deci pot fi depuse pe marginele râurilor care să întărim malul, să nu ajungă la surparea de drum. Și avem amenajat locuri indicate. Avem Valea Pește, adică, dar problema noastră este că aceste deșeuri din construcții nu se duc la aceste puncte. Nu. Cel mai nou acum a duse pe izlaz. Asta, deci sunt margini. La Fungești, care da bine indicat de un punct pentru tot ce înseamnă deșeuri din, adică materiale de construcții, betoane, de așa, acolo pe vale, unde are el o scurpic, în gaură, la mare. Da, de acolo avem, de acolo au fost. Acolo nu cea, dar au fost reclamat. Dar nu cu noi. Bă, nu cu noi.
Mai gunoi, cărămizi. Da. Da, a fost reclamat. De ce? Păi, eu am pus acolo, de ce să spun? Eu am zis că fac un bine, că dacă păi surpă... Ajunge la drum, se tot surpă. Da, surpă drumul, așa. Da, eu am dus acolo, de ce să spun? Am zis că fac un bine, nu rău. Alea nu le ia apă, în primul rând. Dar cât am bani în piatra, am adunat și eu în fața acolo. Și tot mă gândesc, îți impun, îți duc. O, de acolo duci. Pământ, piatră, cărămit... De molos. Molos. Ce înseamnă tot ce înseamnă molos? Nu vă fac confuzii cu ceratanii, cu plasticul. Da, alea nu e bine acolo. Peturile. Nu are ce căuta pietru acolo, dar materialele din construcții este chiar indicat. Băi, am fost în vreo două rânduri. Bine, am fost pe o cara lemn, pe o cara altul. Peturi, da. Și-au mai mult ce-aș remorca. Cu peturi. Și de la băiatul ăla, la Horia. Lăcătușul. Lăcătușul. Eu sigur fac. Aici așa, eu am dus acum niște bolos, o aruncat, bine, ca, nu știu care e, și o călăi, lemne, bă, aia nu țin, mă, astea de șoară, mă, astea că putrezesc, de urmă de pepeș, a fost doamna Vici, era plin de pepeș. Asta e rău, când duce alte chestii acolo. Lemnul ăsta ar trebui stabilit. Dar după ce le-am dat acolo, am avut o voză și mine dacă vreau să torn. Da, băi, dacă nu, să știu. Păi, sau să noi, nu ai cum. Da, da, ați auzit ce le... Nu vorbim la voce, cine ți-i pierdut? Da. Acum, și trecem la punct grea, l-am de două. Ce stabilim? Pentru... Persoane. Dacă e rămas cu banul și cu... Cu banul și cu... Până vă gândiți, aș vrea să vă aduc la cunoștință câteva aspecte din activitatea desfășurată pe partea de investiții. Săptămâna trecută, respectiv vineri, s-a încheiat încărcarea documentației pentru modernizarea drumului din satul Brai. Deci este încărcat pe site-ul Ministerului Dezvoltării. Asta, din acest moment, așteptăm invitația pentru semnarea contractului de finanțare. Adică sunt solicitări, adică de informații. Până la acest moment s-a lucrat la documentații. Referitor, 2. Referitor la obiectivul construire școală coordonatoare în sat Filipeni, Comuna Filipeni. Urmare a creșterilor prețurilor. Pe lângă, adică față de contractul de finanțare inițial, mai sunt necesare surse financiare de 1.607.000 lei, la care se adaugă avizul pentru racordare la rețeaua de energie electrică. Pe avizul ATR sunt 101.000 lei, din discuțiile cu firma Marste, care se ocupă pentru documentație să ne execute aceste lucrări, ne duce undeva, adică estimează 150.000 de lei. Este vorba de raportul la rețeaua de energie electrică, pentru că trebuie montat stâlp nou, rețea, fază, trifazicul și tot. Această sumă va fi supusă tot într-o hotărâre de Consiliul Local spre aprobare, respectiv de aducere la cunoștință și actualizare a valorii obiectivului de investiții. Dacă din discuțiile telefonice avute cu operatorii care se ocupă de raport, dacă așteptăm să facă EON-ul, ar dura între 2 și 3 ani. Deci investiția se aprobă. Deci toate le-am stat, dar este timp de așteptare. În cazul și EON-ul e mai ieftin, credeți? Nu e. Pe avizul ATR de la ei 101. Din cei cu Marte ne-au spus din estimările lor 150.000. De la Delgaz, Grit, toate lucrările se realizează, dar este vorba de timp de așteptare. Deci, pe EON, deci din lucrările avute până acum în lucru, durează între 2 și 3 ani pentru racordare. Bugetare, deci va fi prins la anul pe exercițiu. Și cum o dăm în folosință la toamnă? Dacă... A doua variantă este să suportăm din bugetul propriu.
De asta vreau să vă aduc la cunoștință. Odată, deci pentru finalizarea obiectivului școală, avem pentru construcție 1.607.000, la care se adaugă avizul de racordare, deci lucrările pentru racordare la rețeaua electrică. Pe total ar fi de 1.885.345. Pentru suma de 1.607.000 plus TVA, a fost încărcată săptămâna trecută documentația la Ministerul Dezvoltării, la compartimentul administrație publică. Noi sperăm să o sperăm să obținem aceste sume pentru a finaliza obiectivul de investiții. Odată figurăm pe lista școlilor cu gradul 1 risc seismic, dar ordonanța dată este pentru consolidare. Ori noi avem documentație, adică sunt școala în construcție. La fel, astăzi a fost înaintată pentru aceste sume adresa către, am refăcut-o, actualizat-o către Ministerul Dezvoltării, către instituția prefectului județului Bacău, către Consiliul Județean Bacău și Inspectoratul Școlar Județean Bacău. La pe valoare total, dacă vă asta, deci valoarea obiectivului de investiții este 4.185.198 lei, fără avizul ATR. Fără avizul ATR. Plus avu încă, da, cu 150.000. Dar proiectantul nu a prevăzut și racordarea. Păi a fost prevăzut racordarea la rețea, dar nu a fost prevăzută la această sumă cu stâlp, cu asta, pentru că până îți dă avizul, până au venit în teren și au văzut toată detalierea. Da, ne-am avut, am întâmpinat marea problemă. Cunoaște situația de acolo și exact cum este și rețeaua. Dar acum trebuie cu rețea subpământeană, adică vreau să-mi vă dau la listare tot avizul ATR. De ce trebuie alt stâlp? Sunt acolo doi, auziți, eu nu pot contesta o soluție tehnică dată de către specialiști. Da, este un lângă școală, ce mi-e trebuie altul. De unde se aduce alimentarea pentru școala nouă? Să fie cu trifazii. De exemplu, la centru de zi, am fost care am avut trifazii. Doamna Pinar, până la ATR este trifazii. Nu avem! Cum? Deci am avut pentru, deci nu poate, nu suportă sarcina pentru consumatori. Deci în aviz sunt detaliați consumatorii. Deci să vă rog nouă, acum să le dau. Deci pe consumatori, dar acolo ne scrie. Acolo ne scrie, deci consumul pe sânt de clasă, pe colaboratoare, câte sunt, da? Deci ne trebuie instalat, deci nu instalație nouă. Nu cred că are interes. Interesul este nu, de vedere să poate să mai corect. Dar și al siguranței. Pentru că, deci, și al siguranței, că ne trebuie inclusiv avizul de la ISU. Deci, pentru a, chiar dacă o construim cum vrem noi, dar dacă nu îndeplinim toate condițiile, nu obținem autorizația de funcționare. Pentru că săptămâna trecută am fost obligați să participăm la anumite cursuri de instruire la Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Urmarea celor indicate am colaborat în timp real cu constructorul. Ne-au dat exemplu de școli finalizate și nu obțin avizul de funcționare. Și ne-au explicat, de exemplu, ușile, deschiderea în exterior. Pe interior, de anul trecut, de când este modificată legea, nu mai dă voie la interior cu uși de termopane. Pe anumite rezistențe, pe instalația electrică, trebuie respectate. Și atunci am ajuns cu domnul constructor la concluzia, la să solicităm, înainte de a începe izolarea, vizita în teren a Inspectoratului pentru Situații de Urgență, dar și a Inspectoratului de Stat în Construcții. Verificări pe structura de rezistență, verificări la toate instalațiile. Pentru că mai este mai ușor de remediat, de făcut anumite lucrări suplimentare acum, decât să finalizăm și să începem să spargem. Astea sunt cerințele de respectare pentru securitate la incendii, măsuri de prevenire, dar trebuie să le respectăm. Dar instalația propriu-zis cine o face?
Este contractată prin cadrul proiectului. Da, este de deci 150.000 numai pentru acordare? Da, în pământ, până la tablou. De la stâl până la tablou. A, băi, doamne, și bandismul, băi, până la urmă, dar școala lui nu are motoare, mă, dar tot niște becuri economice îți va dota. Are trei pompe, dacă știi. Deci, deci are trei pompe de alimentare, care are făcut pe acolo niște instalații, plus că va funcționa și centrală și toate chestii. Deci, da. Ai centrală, ai laboratoare, ai... Un lucru de... Nu va fi un consum extraordinar de mare. Au zis atât timp cât avizul. Eu n-am spus, eu am stat de nivel. Clădirea în interior are instalația prevăzută și pentru calorifere, și pentru curent, și care mai este? Mai este una. Deci rețeaua de curent, de calorifere și de apă, de instalația tehnico-sanitară, de asta, WC-uri, cuvete, și așa mai departe. Deci toate astea sunt deja făcute, nu s-a dus radule, nu i-a dus caloriferul, că nu i-a dus cuvete, dar instalații sunt făcute, când faci finisajul, nu-ți mai vede nimic. Deci, din punctul meu de vedere, trebuie să facem la un fel, ca să facem să fie bine, să finalizeze cum trebuie. Da. Și cât mai repede. Deci, cât constă... Situații de urgență. Haideți, haideți un pic. Haideți, fii imediat. Da. Da. Gheorghe, trebuie să facem cum e, cum se cele fete, cele dacă... Ba, să propunem acolo, na, eu zic să propunem de o sumă, cât de modest acolo, că eu așa... Dacă... Să propunem un 500 de lei pentru o năgăriție care lua foc casa, să stăm acolo, și dincolo... Să-l trebuie doamnă pe atât, dacă sunt bani. Bă, ce să-mi dai la unul, dar nu trebuie să-mi dai la unul. Stați-vă, mai spun, dar nu putem să numai ca astea lucruri particulare în lucrurile. Deci, a terminat liceul, făceam la vedea, prietena mea cea mai bună pe care o cunoa, pe la Luminița. Neagră și țigancă din aia, neagră. De o inteligență, fratele Mica, e inteligența veterinară. Deci niște băieți iau de la 10 prăjini, de unde se trage pe fratele mei, unul de fratele mei, cânta la trompetă. Deci erau informația cea care au ajuns în America. Niște oameni de calitate. Deci când ne ducem la mama ei, el locuia un lucru de mine. Deci care era la... Deci, înțelegeți? De suflet, prietena mea din anul 3 și anul 4, îmi făceam un aveta. Ați înțeles? Ați înțeles? Ați înțeles? Nu, aici, aici, doamna Ambrozie. Dați-mă la mine, 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 dați-mă la toți când povestiți. Acum și ies la pensie, nu mă mai vedeți și nu vreau să rămâneți cu niște idei pe care nu vă dați. Nu rămâne, doamne, ca să înțelegeți. Cât putem ajuta oamenii ce sunt bani? Doamnă, sunt bani, ce facem? Stabiliți și eu fac rost, dracu, că... A, vă aduceți de acasă, nu? Dați o limită, dumneavoastră. Eu aprobăm 500 de lei pentru că nu știu ce ai care nu luați casă. Cât o împrejul înainte care am prins 500 de lei? Cam puțin. Mai puteți spune. Dar să nu mai dea foc altădată. Să vieți în mine. Mai puteți. Păi, asta sunt propunerea proiectului de hotărâre, nu-i pe ordine, a zis. Da, știu. Asta-ți propune. Da, eu am zis, care a zis 1000? Ședința viitoare. Păi, pune 1000. Pune 1000. 1000 de lei. Sunt de acord? Altfel l-aș zice. Să se pună suma care să acopere contravaloarea tablei. Când ești un facil. Da, nu, te spun o sumă fiind. Domnul Ambrozie, deci oameni, băieți de acolo, nu vreau... Ce mărime are casa? Domnul Ambrozie, deci oamenii nu voiau banii. Deci oamenii trebuia să duce cineva la primăria asistență socială, că avea asistență socială, care era obligat să ducă acolo, să vadă că sunt doi copii, că n-am unii de cuii. Și putea, domnul Ambrozie, în mod să întreb ce vrei. Omul a făcut ce-a putut, a luat tablă, odată a donat cineva de la Timișoara, iar de la asistența socială, să vadă ce are nevoie. Omul nu vrea bani, omul vrea material, domnule, uite, mai am depus un geam.
faceți este laza ăla care are firmă de termopane, pune două uși, un geam acolo, că trebuie încât să cei doi copii să facă să am condiții bune. Păi au luat doamnă, pentru că au vrut oameni de la Timișoara și au adunat judecat. Centrul Curcubeu au strâns la biserica în Curcubeu. Păi au fost oameni din altă parte care au auzit de caz și au dat, n-au judecat, s-au dus. Asta socială trebuie să aibă un proces verbal făcut cu ei, au unit tau, cum fac. Aici nu ajută. Bun, promit o sumă de 1000 de lei, sunteți de acord? Nu era vorba de o sumă, trebuia să meargă cineva acolo, prin la fața. Hai, vă să iei de bani și ce se poate. Dar așa, dumneavoastră, iar pentru bani, pentru bani, nu? Propun, dar nu se poate. Pentru bani, eu spun așa, eu propun la compartimentul de asistență socială la primăriei, să facă demersuri, să publici în anumite, așa, să găsească bani în sponsorizări. E greu să dai la problema Filipe 2500 de euro. Dar compartimentul de specialitate a Filipe, să facă demersuri către fundații, diferite persoane, asociații, caritate. Aici, ai fost acolo să vorbești. Deci plecați un om fără să-l vedeți. Aici se face așa. La modul general, se spune de acolo, la modul general, se spune la modul general, în modul general. Dar du-te, discută cu omul. Vezi ce are. Tu mai vezi în viitor cu omul, vede. Apropo de soluții, dacă permiteți. Domnul Ion și cu inginerul Stan, domnul inginer Stan de la Cadastru, de data asta români, timbrat, alu Oana și Zaharia Nicu, s-au dat peste cap Ion că săraci n-au lumină, să facem la Ion cu domnul inginer, am făcut cadastru, nu știu ce, băi, m-a ajuns și tu nu știu, o ajuns să se chinească pe Ion și pe inginerul Stan. Bine, doamnă, știți cum e? Bine ai făcut, doamnă, că ai așteaptă, doamnă. Doamnă, cel care face în tine și așteaptă de așa, așa merită. Că faci un bine, faci, faci, gata. Dacă vă spăram lucrul ăsta, înseamnă că ați așteptat ceva. Ai făcut bine, nu știi, nu faci ce faci dreapta. Foarte bine s-a făcut, de ce care fac bine și așteaptă răsplată? Ce să aștept de la Zaharia, de la... Doamne, eu la Zaharia am un respect deosebit, dar trei copii impecabili. Impecabil! Contează faptele că dacă ei nu-și le asumă... Sau că aștept răsplată. Dacă aștept răsplată, cheamă televiziunea, după ce ne-ai făcut acolo, te lau, te aplaudi... Dacă atât ați înțeles că am așteptat eu răsplată... Nu pot dar pe lucrul ăsta. La fel am spus, compartimentul de asistență socială, să facă... Că noi nu are comunitatea să trăiască să bani, să... Domnul Buga, dar vreau să nu știți, știți bugetul Comunei Filipeni? Spuneți că nu are. De unde ați făcut atacă, nu are. Doamna, vă dau zbuceți că nu are. Cum e? Da, de exemplu, societățile care mare strada comunii nu mai pot dirija și ele... Pentru ăla care ți-i face drăguță, la spirtuos? Așa e la partid, după mine, aș fac până 1000 de euro. Dacă vrei să faci ceva. Nu, dar sunt multe de făcut altele în comun asta. Da. Păi propuneți acolo și până... Pentru 1000 de lei pentru bucare, casa asta și pentru banul sunt 1000 de euro. Și 5 de lei. Da, e, da. Sunt normal. Sau... Nu te de acord? 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 Este vorba de propunerea. De acord cu propunerea? Ești de acord cu propunerea? Nu este proiect. Nu, de fapt, mă țin, mă propuneți, faceți și până la așa. Ai societate, deci nu mi vrei să dai? Mai ai societate cu venit? Dar ce era vorba de societate? Era vorba de impozitul ăla care poate parte și poate dirija. 3,5%, că eu stau și mă gândesc acum să-mi dau la biserică, să-mi dau lui... Păi și ce spun, că 5% nu dă societății. Dai pentru tine. Păi să iei! Banul Violeta, pentru mine este un erou. Să ai un copil în situația asta și să stai, să rezisti, să rezisti atât de erou. Puneți-vă în situația ei o zi, o zi. Și cum? Adică noi putem să societățile să le dirijăm în dimensiunea asta? Nu așa, era propunere și bineînțeles, după aceea vorbim fiecare societate, doamna primară,
Nu știu, contabil. Dar nu am zis că nu vorbim. Aia e formulă, după aia să vede, dar să acceptă sau nu acceptă. Domnul Buganu zice că... Doar cineva trebuie să propună. Propune 5.000 de lei pentru proiect, pentru banul Violeta, să se aibă în vedere... E doar propune. Da. Și 1.000 de lei pentru cei care le-au luat ca să... Da, pune? Da, propune. Nu poți, dar... Ba, da, trebuie să fii de acord cu propunerea. Bun, ori ține să face sub formă de proiect de hotărâre pentru ședința următoare. Nu să zic că anul ăsta... Toți banii merg la școală, ca să vă spunem. Deci toți banii sunt, adică ținta este să finalizăm obiectivul... Și încasările stau mai toți ca de obicei. Deci da, toți da, merg. Da. Avem de finalizat iluminatul care nu este achitat nici acum, deși e fizic. Ne-am făcut panou iluminatul fotovoltaic. Dar el nu este achitat. 72 de mii. Avem finalizat AFM-ul, dar el nu este achitat. Adică finalizat ca instituția tuturor. Dar din punct de vedere financiar nu sunt închise. Toate canalizarea avem început amenajarea teren sport școală, avem început, deci obiectivul școală, după cum știți, copilașii merg, sunt relocați la școala primară Mărăști. Inclusiv pe aceste școli suntem obligați să mai facem anumite, să mai intervenim. Ne spuneau domnii, dar deci nu mai trebuie spus, extinderile care s-au făcut, având în vedere gradul de încadrare a construcției în clasa de seismicitate, trebuiau făcute. La asta, de la și Filipeni. La Filipeni, da. No, dar la Mărăști, de exemplu, dacă la Mărăști mai avem de completat ca să obținem acolo. Păi dar avem finalizați grupul sanitar. Avem de făcut grupul sanitar. Să fie încinte. Încinte, da. De asta, avem... avem proiectul construirea unui așa. Care este aprobat, reaprobat. Alo? Domnule Consiliu, alte noutăți, ce voi spuneți? Nu mai vrem nimic. Câte un ou roșu, câte un... Ei, la săptămâna asta... Vine ouul, cozonacul. Vii cu dea ouăle. Vă mulțumesc pentru participare. Declar ședința închisă. Pentru că suntem în apropierea sărbătorilor pascale, dorim să transmitem tuturor locuitorilor comunii Filipeni și nu numai, un Paște binecuvântat, cu liniște, pace sufletească și fie ca lumina învierii să ne aducă lumină în sufletul tuturor, să ne aducă mai aproape unii de alții și mai uniți. Hristos a înviat! Adevărat! Hristos a înviat!